Cei care s-au născut în zodia Capricornului vor avea în ziua de 17 aprilie preocupări profesionale, activitate legată de... Locul de muncă, dar colateral. Se pot interesa la instituțiile statului de niște aspecte juridice, economice, legale, care țin de colaborare sau care pot să privească o chestiune de competență profesională, alta decât sfera intereselor materiale. Toate acestea pot să fie justificate de o evoluție curentă a activităților, dar poate să fie motivate, stârnită brusc și de niște impresii sau zvonuri care au venit spre ei și care au o notă uimitoare, surprinzătoare, incredibilă. Nu le vine să creadă că există un punct, un articol de lege care stipulează un anume statut, o condiție, o excepție, în cazul în care și ei ar putea să fie vizați de conținutul acelui text. Și atunci vor un plus de lămuriri. Îi privește și pe ei sau nu? Sunt vulnerabili sau nu? Sunt în avantaj sau nu? E cazul să invoce acel text de lege sau nu? Apoi există niște activități care ar trebui consolidate printr-o serie de documente, atestate, aprobări, certificate, autorizații de funcționare care, poate că, în această clipă, nu sunt în dosarul profesional al acestor nativi. Și atunci trebuie să se înscrie la niște testări, verificări, la cursuri, să dea niște examene, să se prezinte în fața unei comisii. Acestea sunt chestiunile care apar... În plus, așa, din senin, în urma unor măsuri legislative. îi cam enervează, îi cam complică existența, câte o dinamică de felul acesta, adică de unde sunt suficient de încărcați și preocupați, le mai vine o activitate în plus să îi se dedice și acelea, să-și mai pierdă timpul și cu ea. Între 18 și 20 aprilie dimineața, relații parteneriale banale, nu foarte deschise, nu e vorba de mare comunicare, mare simpatie, mare veselie, mare cooperare, așa cu destul de multe nemulțumiri constrângeri, cu foarte multă plictiseală cu enervare, uneori chiar cu strângere de inimă pe ideea că se întâlnesc ei se întâlnesc, discută, dar mare lucru nu rezolvă, un soi de acceptarea gratuității, formă fără fond, ne vedem, dar nu rezolvăm ne întâlnim, dar nu discutăm abordăm tema, dar nu ne înțelegem și tot așa, atitudine fermă tranșantă, cu privire la orice fel de abordare a unei premise materiale care îi privește pe ei direct, privește indirect familia sau care vine dinspre o latură străină, să spunem participarea lor în niște activități de tipul asociație, fundație, societate comercială care desfășoară niște activități unde la mijloc intervin bani, bunuri, patrimoniu, material rulant, stoc de marfă și toate acestea undeva creează niște premise care îl implică pe Capricorn trebuie să ia parte la niște ședințe, trebuie să discute, trebuie să analizeze, trebuie să îi se aducă la cunoștință o realitate, o stare de fapt, ca să știe ce decizie ia, ce votează într-un bord, într-o întâlnire, ce spune mai departe unor mesageri, mediatori, avocați, notari, intermediari, purtători de cuvânt. Și atunci e nevoie să știe foarte clar cum privesc secvența, cum o tratează și cum încearcă să o rezolve și ce atitudine iau în mod oficial, ca aceea la rândul lor să se conformeze. Între 22 aprilie după ora 16 și 23 aprilie, ulterior pe 24 aprilie, chestiuni care țin de comunicare, asimilare de informații, cunoștințe, nu este vorba de o perioadă sclipitoare. Pe fond, cei născuți în zodia Capricornului că cam vrea să fie lăsați în pace, să nu mai vină nimeni la ei cu vești și informații destabilizatoare, să nu-i mai solicite nimeni și să-i bage fără voia lor într tot felul de conflicte false și ipostaze de viață, mai ales publică și profesională, complicate în care el trebuie să fie arbitru sau martor sau chiar participant. Vrea să se țină de o parte, numai că, iată, vremurile nu-l ascultă și îl tot cheamă la apel. Vino, vino, e nevoie de tine. Fără tine nu se poate ține ședința. Mecanisme de înțelegere a unei realități care însă nu îi vor da niște reprezentări stabile. În principal, cel născut în Capricorn mai degrabă spune că nu prea înțelege mai are lucru. Rămâne la fel de nedumerit, de nesigur, de neîncrezător în tot ceea ce pare să se construiască în jurul lui. Are impresia că aceste proiecte sunt soluții de criză pe termen scurt, nici pe departe formule de viață lungă. Și atunci el are tragere de inimă să se implice, să se dedice, să muncească. Nu vede logica unui efort personal pentru ceva perisabil. De aici această stare de prudență, de circunspecție, cineva care privește felul în care gândește și trăiește din această perspectivă un Capricorn ar putea trage concluzia că e un personaj cârcotaș, Vede pe tensoare la tot pasul, vede defecte, nu vede progresul, nu vede utilitatea și că în ansamblu e un om dificil. Poate că până la un punct și aceea vor avea dreptate, doar că în avantajul, de partea și în apărarea unui Capricorn intervin și alte elemente astrale. Unul dintre aceste elemente este generat de cele două posturi planetare, Mercur și Soare, care vor intra ambele în ziua de 19 aprilie în zodia Taurului și vor traversa casa a cincea a sentimentelor, a relațiilor afective, a relațiilor între părinți și copii. Este vorba de o întreagă motivație care le poate oferi acestora ipoteza luminoasă a unor Schimbări, a unei consolidări, a unei stabilizări. Pentru multe persoane, mai poate fi vorba, mai ales dacă sunt mai tinere, de consolidarea unei relații afective care până mai ieri nici nu exista ca atare. Era o cunoștință banală, era o relație ocazională de prietenie, dar lucrurile se dezvoltă, se transformă, se aprofundează sau îi apropie niște evenimente atât de stranii, categoria aventură, care îi implică. Automat și într-un proces de cunoaștere reciprocă. Trăiesc niște evenimente importante și fiecare îl descoperă pe celălalt cu virtuțile și calitățile sau farmecul lui. Firește, oamenii se admiră, se atrag, se apropie, se consolidează o relație. Bună este și relația părinților cu copii, în așa fel încât se poate vorbi de multă stabilitate într-un proces educativ. Părinții au metodă, răbdare, calm, stau așteaptă, nu abandonează o direcție, Abordată, nu cedează în argumentele și în pretențiile afișate, sunt un reper sigur pentru copii și aceia, dacă au probleme, știu că se pot baza la rândul lor pe părinți. Această ipostază destul de bună durează într-o primă etapă două săptămâni cât va ține și tranzitul planetei Mercur prin Taur, adică până pe 4 mai și din perspectiva soarelui o lună de zile. Doar că spuneam că în ajutorul acestor nativi dintr-o perspectivă care ține de conștiință, profesie, răspuns și implicare socială, vin și niște consonanțe astrale în ajutorul lui. Și atunci avem de-a face cu numai puțin de patru trigoane regale care se construiesc cu ajutorul chiar al acestor patru planete care traversează semnul de pământ al Taurului și care le vor da mai ales la sfârșitul săptămânii, pe care o analizăm, deci 22, 23, 24 aprilie, niște resorturi puternice, niște motivații intense. Ultimul aspect care dă profilul săptămânii viitoare din punct de vedere astrologic este intrarea planetei Marte în zodia Racului în ziua de 23 aprilie. Marte va transita casa a șaptea relațiilor parteneriale până pe 11 iunie. Nu pot să spun că va declanșa armonie și pace. Marte e el, așa mai răzvrătit, mai certăresc, mai personal. În rac nici nu poate să fie vorba de vreo armonie, deci cuplu zodie-planetă nu funcționează deloc bine în acest context. Nu capricornii vor fi cei care vor tulbura apele unei relații parteneriale, ci din potrivă, cei cu care se întâlnesc, discută sau, la limită, în plan personal, soțul-soția. De acolo vine stresul, de acolo vine inițiativa de obicei proastă, de acolo vin ideile cel mai puțin inspirate, de acolo vine motivația tuturor dialogurilor stupide. Capricornul nu are ce să facă, vede, aude, înregistrează, încearcă și el să răspundă cât de cât onest și logic, dar nu va fi un moment al maximei lucidități și rațiuni, ci al patimei, al subiectivismului, al derapajelor emoționale, pe care, încă o dată, repet, accentuez ceilalți, partenerilor. Ocazional sau de viață, le vor introduce și le vor susține până la jumătatea lunii iunie.